Cât de greu atârnă umilința asta de aseară de la Roma pentru CFR? Mă așteptam să fie. Nu chiar 5, dar vreo 3 așa mă așteptam. Păi de ce? Suntem în cofa cu fotbalul. Noi îl acuzăm pe Rădoi, pe Sochită, pe Burleanu. Băi, fraților... Așa? Centrele de copii și juniori... Da. Trebuie finanțate de primării, de comunitățile locale. Exact ce vorbeam altfel, cu Daniel Chiriță, care este alături de noi în studio, asta spunea și el. Altfel, să alege praful de toate în țara asta. Fotbalul, la nivelul cel mai mare, când am câștigat Cupa Campionilor Europeni, pe timpul comuniștilor, sportul era finanțat de stat. Da. Acum, niciun guvern din ultimii 30 de ani n-a inclus sportul în primele 10 priorități ale nației. Păi nu de-aia v-ați băgat în politică, domnule Dragomir, să încercați să ajutați sportul? Ba da, de asta am și făcut două legi bune și de-aia mă înjurau pe stadioane, pentru că lumea n-a înțeles atunci. Acum mă fericite toată lumea. Da. Da, vă întreb altceva legat de jocul de aseară. Dacă ar fi fost abs de joc Burcă și cu Vinicius în centrul apărării, ar fi fost altul rezultatul? Poate la 6. Hai, dezopreșinte, că nu cred. E, nu. Păi s-au chinuit cu Ciobotariu și cu Manea reprofilat. Cam greu, fără experiență, tineri. Asta este. Asta. Și acum toată lumea spune că Petrescu e slab antrenor. Nu, Doamne ferește, nu spune nimeni și eu sunt primul care spun că e cel mai bun antrenor. Însă mai sunt și momente de-astea grele. Da. Așa și cu Rădoi. Toată lumea s-a aruncat în Rădoi, dar el... N-are... Echipa națională, dacă joacă, de exemplu, cu Steaua, nu bate pe Steaua. E greu, mă, frate. Da. Dar credeți că pleacă Dan Petrescu, că aveți surse, vorba aia în fotbal? Ce ați auzit? Pleacă sau mai stă la CFR? E normal să pleci. Ai dat drumul să pleci. Păi da, dar știți... Așa, ca și Lucescu. Așa. Mai aude lumea de România. Păi vrea să plece la Arabi, domnul Dragomir. Ce și ce dacă plece la? Păi acolo nu-i fotbal mare. E, nu. E mai bun ca la noi. E pe mai mulți bani, nu știu dacă e mai bun. E mai bun și mai pe mai mulți bani. Deci spuneți că Dan Petrescu ar trebui să plece, că e momentul să plece. Da, sigur. Să-și facă, tată, viitorul. Pentru că banul contează. Păi și cine să vină înapoi în locul lui la CFR? Am auzit cine așa. Vrea, ce mai întâlnă? Am auzit așa o bârfă, nu pot să spun că e informație, că s-ar încerca la Laurențiu Reghe, cam. Ce părere aveți? Nu vine la Laur în România, când el stă pe milioane afară. El așteaptă un contract bun afară.